Așa este încercarea Ministerului Apărării Naționale de a adopta o lege prin care comanda armatei române să fie cedată către un ofițer străin. Pe 7 octombrie 2020, Ministerul Apărării Naționale a postat pe pagina sa proiectul de lege privind desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiunilor militare pe teritoriul statului român. Ce e aici e o tâmpenie, o mizerie iarăși. Există o lege privind starea de urgență. Practic, ei încearcă să dubleze legea privind, de fapt, să ocolească OUG 1 pe 99 privind starea de urgență și prin legea asta să se instituie, de fapt, să desfășoare operațiuni militare sau activități, acțiuni sau activități militare pe teritoriul României de forțele străine, aliate, în fine, dar deciziile să fie luate de CSAT, adică prin hotărâre secretă. Avem pe aici, vorbesc de niște reguli de asigurare, de angajare, care se fundamentează pe temeiuri politice, militare sau legale. Iar regulile astea se stabilesc, nu se știe de cine, de cine o vrea. E, problema este că atunci când se instituie regulile astea, adică niște măsuri, armata română poate să folosească, ca așa scrie și nota de fundamentare, poate să facă uz de armament, muniție, dispozitive militare din dotare. Așa că dacă zic ăștia că pe timp de pace fac o acțiune și o operațiune, că vezi, Doamne, ar fi ceva, dar n-ar fi sigur, da, e grav, dar nu prea e ca să declare starea de urgență cu forțele NATO, că tot și-au făcut baze aici, pot să stabilească niște reguli de angajare pe criterii politice și să pună Armata română sau NATO să ne oblige să le respectăm. În OUG 1 pe 99, privind starea de urgență, se prevede în mod expres că nu pot să fie restrânse drepturile și libertățile cetățenilor decât printr-o lege prevăzută de Parlament. Aici nu ne mai spune nimic. Ne spune nota de fundamentare, care nu are nicio valoare din punct de vedere juridic, că nu, domnule, nu se va restrânge nimic. Mai mult decât atâta, ne spun că poate să fie un transfer de autoritate pe perioadă determinată pe teritoriul României, pe teritoriul statului român, de la șeful statului major al apărării către comandantul aliat sau de coaliție. E, problema este că ne mai spun în nota de fundamentare, în mod expres, că prin desfășurarea unor operații naționale sau internaționale pe teritoriul statului român, se instituie un răspuns gradual, proporțional și preventiv de apărare în cazul unei agresiuni armate împotriva unui stat vecin, ocupării prin mijloace militare a acestuia sau unor părți de teritoriu instituirii de blocade sau oricăror acțiuni care vin în contradicție cu Carta ONU și cu dreptul internațional. Deci, practic, în legea asta, ce vor să facă? Cum sunt trupele ONU, pardon, NATO pe teritoriul României și au făcut tot felul de baze pe aceea, se poate să folosească teritoriul țării în războiul cu Ucraina. Să cedeze și comanda armatei române, chipurile, doar a unei părți, adică comanda și controlul forțelor pe care le-ar desemna România, plus al aliate, ofițerului străin, aliat, de coaliție, deci o fi el. Și mai frumos este în acest proiect de lege că ce o să facă ei pe aceea în baza legii astea, operațiile și ce le mai fac ei,
nu o să încalce normele privind protecția mediului, a regimului ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a rezervațiilor naturale. O mare grijă față de natură, dar mai deloc față de om și pentru viața noastră. În nota de fundamentare ne spun că, domnule, există implicații și riscuri dinamice semnificative pentru securitatea națională, ca urmare a conflictului în desfășurare de la graniță. Dar tot acest mai apănea cu când nici o lună de zile s-a donat patriotul către Ucraina, a fost o problemă. Nu? Atunci se gândeau că sunt implicații și riscuri dinamice semnificative, având în vedere războiul de la graniță. Și nota de fundamentare ne mai spune așa. România, ca țară aflată pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice și în proximitatea unui conflict în desfășurare cu implicații și riscuri dinamice semnificative pentru securitatea națională, este parte activă a efortului de identificare și implementare a celor mai bune soluții pentru aplicarea deciziilor specifice luate la nivel aliat. Deci aia deciziile, nicio problemă că le pun la în practică. Intrăm în război, ce mai contează? Moral, sinu, murim noi ca proști români. Având în vedere descurajarea unei agresiuni prin prezența și postura colectivă, precum și dacă va fi nevoie apărarea populației și teritoriului aliat, inclusiv prin desfășurarea de misiuni și operații militare, în conformitate cu angajamentele de apărare colectivă. Legislația națională în vigoare nu cuprinde prevederi care să reglementeze desfășurarea unor operații militare pe timp de pace pe teritoriul național. Mai mult, există un vid legislativ în ceea ce privește utilizarea capabilităților forțelor armate străine dislocate în România pentru contracararea prin mijloace non-cinetice sau cinetice a unor riscuri și amenințări concrete. Astfel, arhitectura cadrului juridic existent oferă o perspectivă paradoxală, zic ei, limitată și restrictivă, nu e deloc adevărat, așa, aveau OG1 până 99, cu privire la folosirea capabilităților. Păi nu știu de ce să folosești armament militar pe timp de pace. Că noi avem pe aici, noi în România avem alții, avem poliție, avem jandarmerie, avem alții care se ocupe de liniștea și ordinea publică. De ce îmi trebuie armament pe timp de pace, pe teritoriul României, cu forțele NATO pe teritoriul României, să le mai cedăm eventual și comanda armatei române sau unor părții din armata română? Păi putem să ne trezim noi, putem să ne trezim direct ocupați, să facă știi ce vor cu noi. Da? Așa. Când nu sunt întrunite condițiile, dar nu a fost instituită o stare excepțională de urgență, de asediu, mobilizare sau nu a fost declarată starea de război. De asemenea, deciziile luate la nivel aliat, planurile, exercițiile, precum și necesitățile operaționale impun existența sau crearea în toate statele membre NATO a unui cadru normativ care să permită o mai mare flexibilitate, suplețe și coerență în ceea ce privește transferul de autoritate. Adică noi în România trebuie să dăm legi prin care să fie cât mai flexibile, să flexibil transferul de autoritate pentru a comanzii armatei române către alții, către cetățeni străini, ofițeri străini care nu au niciun atașament față de România sau față de poporul român, pe care o să-i doare fix în pix față de noi și poate să se întâmple orice, noi ca și popor. E a șasea încercare de a introduce prin diverse modalități asemenea legi de a le adopta inițiată de către Ministerul Apărării Naționale, care și când spate avea, ce să vezi, armata română, care armata română în Constituție are alte atribuții. În niciun caz să nu fie împotriva poporului, să pună poporul și țara în pericol. 5 le-am oprit până acum. Aia, câți naiba am reacționat. Da, dacă nu vă apucați să reacționați, acum se pare că a luat-o pe repede înainte și că sunt al naiba de interes să se deschidă un război. Așa că e cazul să reacționați, să stopăm acest proiect de lege inițiat de Ministerul Apărării Naționale, prin care, probabil, cel mai probabil, pregătesc intrarea în război
și să nu mai avem chiar nimic, să avem trupele NATO care să aibă grijă să ne conformăm.